În urma cercetărilor desfășurate într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de contrabandă, polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat în cursul zilei de ieri 8 percheziții domiciliare în Drobeta, Turnu Severin și în comunele Oprișor și Cujmir. Polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară. În urma acțiunii, polițiștii au ridicat în vederea indisponibilizării 25.840 de țigarete de diferite mărci, fără timbre fiscale, precum și suma de 23.700 de lei. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Persoanele conduse la sediul IPJ Mehedinți urmează a fi audiate, față de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale.